cea mai nou, unde e cam? Mi-am luat apartament la Buljarara și fac ca nu-ți camut nebuna, să dorm cu ea pe aici o lună. Dacă vrei, vrei, vrei fericire să-l ai, habibi, habibi, cam, cam tu Dubai. Nu sunt arab, că n-au arabi, talentul meu de cheltuit. Da, multă opulență, cel puțin în privința acestui funcționar public ales, nu de până acum, cel care l-a înlocuit, Virgil Nanu de la PSD. El este înlocuitorul. Bună seara, domnule Nanu. Cât de greu a fost? Și ascultătorilor dumneavoastră. Bună seara. Da, vă auzim și întrebarea era cât de greu a fost această înlocuire, pentru că puțin mizau pe faptul că domnul Dumitrescu nu va mai ocupa această funcție și nu va mai avea acces la bugetele publice. Așa este, ce să vă spun, o campanie foarte grea, o campanie atipică și dacă ne uităm foarte atenți, vedem că s-a dus mai mult o campanie pe pop. Am obținut un procent destul de bun, de 35,5% din totalul de număr de secții de votare evaluate. Ce să vă spun? Greu, greu, dar prahovenii au ales. Și acum cu cine veți face majoritatea acolo în Consiliul Județean? Momentan nu am ajuns să facem o astfel de analiză. De ce? Pentru că încă mai sunt secții de votare, e adevărat, mai sunt puține de adus. După ce avem imaginea completă, într-adevăr o să gândim o arhitectură la nivel de Consiliu Județean, astfel încât să ne putem duce la bun sfârșit toate proiectele pe care noi ni le-am propus. Mulțumesc mult pentru această intervenție. Care este din perspectiva dumneavoastră, domnule Palada, nu știu, sau care sunt cele mai importante schimbări după votul ăsta? România, pe care, repet, l-ați anticipat la rezultat aproape așa, milimetric. Da, da, am fost buni în primul rând și în meserie și în al doilea rând ne-am dorit mai mult victoria. Felicitări România TV pentru că a avut de departe ratingurile cele mai mari și a dovedit că oamenii au încredere în acest post TV și că de departe a câștigat competiția zilei electorale. Cele mai mari schimbări în România în momentul de față sunt faptul că în ciuda unei guvernări lungi, că deja PSD-ul e de ceva ani la guvernare, PSD-ul nu s-a erodat și a ajuns să aibă aproape 40% din punct de vedere al votului popular, al votului politic, măsurat la votul cel mai politic Consiliul Județean, dar mai ales momentul adevărului, câte consilii județene au câștigat, au surclasat de departe partenerul lor PNL. PSD-ul a făcut o greșeală strategică, i s-a sucit mâna la spate de către partenerul extern și de către instituțiile de forță să scoată PNL-ul din necas, ca să nu zic din rahat. Și au făcut comasarea și au pus PNL-ul pe aceleași liste comune cu PSD-ul, pentru că alminteri PNL-ul, dacă ar fi fost un moment al adevărului ideologic, PNL-ul lua mai puțin de 20%, lua 15%. Iar PSD-ul va trăi pe pielea lui în lunile care urmează vestita zicală românească: pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. PNL-ul își va bate joc de PSD și va porni o campanie furibundă anti-PSD. Veți vedea. Ăsta este primul lucru, faptul că PSD a câștigat în mod remarcabil alegerile. Al doilea lucru este felul în care AUR a rezistat unui asediu imagologic și unui asediu organizațional. Să nu uităm, alegerile, comasarea sau alegerilor s-a făcut pentru a opri creșterea partidelor sceptice în Europa și în România. AUR, cred că la acel moment al deciziei era undeva la 20% și... aproape 5%. Aproape 25%. Da, și AUR a scăzut 15%. A pierdut 10 puncte procentuale, unul la mână din cauza comasării și doi la mână pentru că s-a umflat foarte mult în pânzele lui Șoșoacă. Șoșoacă a luat 5%. Și a pierdut 10 puncte procentuale. O să vedem cu ce se va prezenta la Bruxelles, e surpriza serii. O să fie genial. Dar să știți că eu nu sunt de acord cu acest termen de extremist. Asta este o manieră convenabilă și un pic leneșă de a
desena, de a pune o etichetă defăimătoare, o etichetă detrimentală, demonizatoare pe niște partide care în fond sunt eurosceptice și care vin să servească un rol foarte important și foarte sănătos în democrația europeană, să atragă atenția asupra abuzurilor celor de la putere. Dumneavoastră ați început emisiunea spunând, domnule, pericolul ca PPE-ul după 15 ani sau 20 de ani să nu mai fie la putere. Eu vă spun din contră, pericolul este ca PPE-ul după 20 de ani să fie în continuare la putere. Ăsta este adevăratul pericol. Cu siguranță va fi la putere. Așezării, al închistării în putere și al unei quasi-dictaturi. Și de aceea este foarte mare nevoie de partide de opoziție, de niște voci sănătoase care să atragă atenția asupra abuzurilor făcute adică, de către partide. Adică credeți că o majoritate mult mai, să spunem așa, fragilă pentru PP, da, va... Ajută sănătatea Europei. Ajută și, de exemplu, ajută să nu mai ai povestea cu vaccinurile, exact, miliardele aruncate. Ajută să se oprească niște abuzuri oribile, monumentale. Abuzurile important cu vaccinurile, abuzurile cu politica verde, cu Green Deal-ul. S-au făcut niște tâmpenii monumentale la adresa industriei economiei europene în numele unei ideologii absolut cretine. Pentru că Europa... Aici vă atenționez la limbaj, vă rog frumos. Da, dacă Europa își oprește toată industria, nu se simte absolut deloc din punct de vedere al decarbonizării, pentru că China și India și Africa își vor vedea în continuare de dezvoltare. Absolut, și ele generează cea mai mare poluare pe planetă. Și mă întorc în țară, domnule Pelican. Vă așteptați ca domnul Lamborghini să nu mai fie? Uitați, da, aici totuși omul a zis, ia, mai mă lasă. Mă bucură faptul că a pierdut alegerile și spuneam și la dumneavoastră în emisie și la alți colegi. Când ești arogant, când sfidezi comunitatea, vei primi ce meriți. Am anticipat, îl cunosc bine, mi-a fost coleg 4 ani în Senatul României. Mă bucură și faptul că la Suceava, un pedelist convins care a fost domnul ușor... Fluturi, de pe vremea exact, domnului Băsescu. Exact, un pedelist convins care venea cu lămpașul și cu lumina cică de la Ierusalim, a pierdut după 16 și cu, ani. Și cu oile care desena pe și cu oile, da. Pentru doamna Udrea. Una peste alta. Am mai spus ceea ce remarca bine și Mirel Palada. I-am spus domnului Iarăși, dar dumneavoastră în emisie, când vă aud cu PNL, vom face, vom drege, mai aveți puțin, zic, să recităm poezia PNL în toate, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare. Da, PSD i-a salvat, pentru că al minter scorul PNL-ului era mai mic, dar, de asemenea, sunt de acord că îi cunosc foarte bine și pe cei din PNL, veți vedea atacuri de o duritate fără precedent la adresa PSD-ului, pe care PSD a avut o strategie bună, partidul numărul 1 a câștigat fără fel, niciun fel de urmă, până și în fiestul domnului secretar general al PSD la Slatina, au pierdut primăria. Concluzia, este o alianță dictată de Iohannis și chiar de cei de la Bruxelles și doi, mă bucur că se resetează un pic și configurația Parlamentului și a membrilor acolo, pentru că oamenii din toate țările s-au săturat de greieri, de emanație de gaze, cu vaci moarte care erau omorâte și așa mai departe. Sper că și Macron a înțeles, pentru că va dizolva Parlamentul, premierul Belgiei își dă demisia, în Germania pe locul 2 extrema dreaptă, în Austria și extrema dreaptă, în Austria. Deci lumea se schimbă, doamna Crețulescu. Extrema dreaptă și extrema stângă. Adică corect. Dar lumea se schimbă și acesta poate fi un câștig pentru întreaga populație a continentului. Și, pentru că i-ați invocat pe liberali, ei bine, deja, așa cum spunea și domnul Palada, astăzi au început să pună condiții și s-a dat așa știrea pe surse. Ei bine, s-ar putea să plecăm de la guvernare. A fost, de fapt, bomba politică acestei zile de după vot. Bianca Ogarcă ne explică ce înseamnă această posibilă plecare a PNL-ului de la guvernare și posibilitatea ca ei să vină cu un candidat propriu, adică Nicolae Ciucă. Bun găsit! Bun găsit tuturor! În perioada următoare, aici la Partidul Național Liberal, se va face o analiză extrem de serioasă în legătură cu alegerile prezidențiale, întrucât în aproximativ o săptămână ar trebui să vedem și rezultatele acestor negocieri extrem de importante. Doar că surse de la vârful Partidului Național Liberal ne-au dezvăluit, atenție, că unii liberali susțin că dacă PNL s-ar afla în opoziție, Nicolae Ciucă ar avea de câștigat.